de siguranță. E bine să le ai puse atunci când ai un accident. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. E susținută de revista Prim, de către portalul noasig.ro și e difuzată în fiecare marți de către RFI România. Eu mă tot întreb de vreo 20 de ani de ce noi românii ne asigurăm mai curând tabla mașinilor și pereții caselor decât propria viață și sănătate. Am constatat că, pe de o parte, uneori lipsesc banii, alteori mintea de pe urmă, alteori educația financiară. Astăzi o să discutăm despre cum sunt protejați consumatorii în cazul falimentului unui asigurător. E o temă fierbinte, a fost de foarte mare actualitate, încă este și o preocupare constantă a clienților. Invitații mei de astăzi sunt Carmen Radu, președinte FGA, Fondul de Garantare a Asiguraților. Bine ați venit în emisiune! Mulțumesc pentru invitație! Și Andreea Radu, redactor șef la publicațiile X Prima Asigurări și Pensii. Bine ai venit, Andreea! Am rugămintea să ne prezinți tu contextul în care are loc această discuția noastră de astăzi. Piața de asigurări s-a confruntat în ultimii 3 ani de zile cu o serie de falimente, astfel că aici a intervenit Fondul de Garantare a Asiguraților și a preluat portofoliile de asigurări și daunele aferente acestora în cazul celor 4 companii de asigurări cărora li s-a retras autorizația de funcționare. Ne referim aici la Astra, Astra Carpatica, Forte Asigurări și League Insurance. Da. Astfel că Fondul de Garantare efectuează plăți în limita unui plafon de 450.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro. Așadar, doamna Carmen Radu, spuneți-ne mai exact care este rolul Fondului de Garantare. Cum a apărut? Fondul de Garantare, constituit ca persoană juridică de drept public, a apărut urmarea legii 213 din 2015, dar să nu uităm că Fondul de Garantare exista deja ca și departament în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem un continuator acestui fond. Scopul de a fi constituit ca persoană juridică a fost tocmai acela de a proteja creditorii de asigurare în cazul insolvenței unui asigurător prin garantarea plăților, așa cum ați spus și dumneavoastră, despăgubirile, indemnizațiile de plată pentru creditorii de asigurare în cazul unui faliment. Și, bineînțeles, ținând cont de plafonul specificat de către dumneavoastră și de resursele fondului disponibile la momentul plății. Practic, 450.000 de lei înseamnă vreo 100.000 de euro per creditor de asigurare. Ce se întâmplă cu sumele care depășesc această valoare? De exemplu, dacă eu am o daună de 120.000 de euro, asigurătorul intră în faliment, 100.000 plătește fondul de garantare, 20.000 cine îi va plăti? Ce posibilități am? Știu că juridic vorbind pot să recuperez și acei bani. Da, pentru a putea recupera diferența care depășește 450.000 de lei, potențialii păgubiți trebuiau să se înscrie la masa credală. Desigur că majoritatea au fost informați prin toate canalele media, atât și de către noi și de către lichidatorii asigurătorilor aflați în faliment, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin mesajele pe care și ei le-au transmis. Dacă în acest moment mai există astfel de situații și nu s-au înscris la masa credală pentru diferență, din păcate e tardiv. Singurele situații în care mai pot fi încă obținuți acești bani se referă la cei păgubiți la care drepturile de creanță s-au deschis abia acum. Cu alte cuvinte, vorbim de litigii, în momentul în care are o decizie definitivă din partea instanței, dreptul lui de creanță abia acum s-a deschis și atunci, desigur, că poate să depună cerere pentru
partea de până în plafon la fondul de garantare a asiguraților și pentru diferență se înscrie la masa credală. Am înțeles. Deci, pentru viitor, în cazul în care, Doamne ferește, vreun alt asigurător ar intra în faliment, e bine ca de la început cel care are o daună și e mai mare de 100.000 de euro să se înscrie la masa credală și să urmeze toate căile legale pentru a-și putea recupera întreaga sumă. De reținut că 100.000 de euro, 450.000 de lei sunt în sunt plafonul de garantare la fondul de garantare a asiguraților. Care a fost activitatea fondului în acest an? Ce plăți s-au făcut? Dacă se poate chiar și pe companii, pentru că unii sunt interesați și de acest aspect. Da, o să vă dau câteva date. În cursul acestui an, până la sfârșitul lunii august, ca să vorbim de luni care deja au fost închise, plățile efectuate de noi au fost de aproximativ 180 de milioane de lei. Pentru Astra 54 de milioane, pentru Carpatica aproximativ 119 milioane și pentru Forte undeva la 6 milioane și jumătate spre 7 milioane de lei. Se poate observa deja din aceste cifre că focusul în acest moment este către creditorii de asigurare ai companiei Carpatica, asigurător aflat în faliment, deoarece Astra deja aproape 96% din cererile cumulate primite până la acest moment au fost instrumentate și aprobate de către Comisia Specială. Am credința că după ce se vor rezolva toate lucrurile astea, fondul își va continua activitatea, la fel cum se întâmplă și cu fondul din domeniul bancar. Da, desigur. Desigur că da. Dar dacă am face un bilanț al anilor de când s-a înființat fondul de garantare ca persoană juridică, ce plăți s-au făcut până acum? Până acum, noi am plătit deja aproape 560 de milioane de lei către creditorii de asigurare. Pentru Astra, aproximativ 356-360 de milioane. Pentru Carpatica, cam 195 de milioane și Forte, revin la ce am spus mai înainte, aproximativ 6,5 milioane, pentru că Forte abia anul acesta a intrat cu drept de plată pentru despăgubiri și indemnizațiile de plată. Vă așteptați la noi cereri de despăgubire în perioada următoare? Cereri de plată cu siguranță vor mai putea să apară, pentru că tot am vorbit mai înainte de situația celor care au sume de recuperat peste plafon. În cazul în care apar hotărâri judecătorești definitive, au dreptul să solicite și plata, despăgubirea. Și de asemenea, în cazul în care, dacă ne gândim la carte verde, unde există un termen de 5 ani de prescriere, dacă e dreptul lor de creanță sau riscul asigurat pentru contracte care ar mai fi în vigoare, de asemenea ar putea să își depună cereri de plată, dar au scăzut foarte mult numărul cererilor de plată. Acești 5 ani de care spuneți încep de când? De la data producerii daunei sau? Cei 5 ani pentru carte verde se socotesc de la data la care s-a încheiat contractul de asigurare. O întrebare suplimentară ar fi așa, dacă pe care am primit-o din partea unui ascultător, dacă FGA are capacitatea să susțină toate plățile. Nu știu ce înseamnă toate plățile. Presupun că se referă la falimentele pe care le administrăm în... De fapt, nu, adică noi, FGA-ul, nu administrăm falimentul, noi doar administrăm dosarele, contractele, cererile de plată pe care le-am preluat de la asigurătorii în faliment. Da, așa cum se poate observa până acum, noi am plătit sume consistente. Resursele noastre ale fondului în acest moment sunt undeva la peste 680 de milioane de lei. Deci nu toate estimările și analizele interne pe care periodic noi trebuie să le facem tocmai pentru a ne asigura că avem resursele necesare, ne arată că nu există risc ca fondul pentru
ceea ce noi avem în acest moment în administrare nu ar putea să efectueze plăți. De reținut de către ascultători că fondul de garantare este alimentat cu bani de la asigurătorii existenți care își continuă activitatea. E corect? Da. Bun. Deci pentru fiecare poliță de asigurare care este vândută, o parte din sumă se duce prin asigurătorul respectiv la fondul de garantare și în felul acesta se constituie acest fond care este destinat să protejeze asigurații. Deci în momentul în care Astra, Carpatica, Lig și Forte au intrat în faliment, de fapt daunele sunt plătite practic de către ceilalți asigurători care au rămas în piață. Prin intermediul fondului, am înțeles bine mecanismul? Da, dar aș face totuși o mică corecție. Și asigurătorii care acum sunt în faliment și ei au plătit contribuție la fondul de garantare. Foarte bună precizarea. Da. Vă reamintesc că ne aflăm la ora de risc, suntem la jumătatea emisiunii, discutăm despre cum sunt protejați consumatorii în cazul falimentului unui asigurător. Avem un invitat special, Carmen Radu, președinte FGA, Fondul de Garantare a Asiguraților, și alături de ea se găsește colega mea, Andreea Radu, redactor șef al publicațiilor Exprim, Asigurări și Pensii. Trecem la a doua parte a emisiunii. Am înțeles că FGA este membru al Comitetului Executiv al Forumului Internațional al Schemelor de Garantare. Deci lucrul ăsta nu se întâmplă numai în România, se întâmplă în multe părți din lume. Astfel încât România va fi, cred că pentru prima dată, gazda unui eveniment regional pe 11 octombrie. Despre ce este vorba? Este vorba despre a cincea conferință internațională a Forumului Internațional al schemelor de garantare din domeniul asigurărilor. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte foarte pe scurt, deci IFIX, cum îl denumim noi, este de fapt o asociere a schemelor de garantare în domeniul asigurărilor din toată lumea, deci membrii sunt din Asia, din Africa, din Europa, din America de Nord și Canada. Sunt 17 membri cu drepturi depline în momentul acesta și 2 membri afiliați. Sperăm în continuare să aducem lângă noi membri. Și el a fost propriu-zis gândit tocmai ca un networking pentru a face schimb de bune practici, ținând cont că falimente în domeniul asigurărilor s-au întâmplat de-a lungul anilor peste tot în lume și facem schimb de experiență și de asemenea ne gândim ce putem să propunem, pentru că suntem totuși un forum constituit prin asociere, nu avem personalitate juridică, dar ni se solicită, este recunoscut, deci inclusiv instituțiile cum este EIOPA, cum este IAISU, ne solicită și nouă opinii atunci când apar propuneri pentru îmbunătățirea a legislației. Eu cred că această conferință va fi de un real interes, pentru că să nu uităm că chiar în această perioadă EIOPA a pus în discuție documente privind necesitatea unei minime armonizări la nivelul Uniunii Europene a schemelor de garantare în domeniul asigurărilor. De aceea noi credem că vom avea mulți participanți și atât din afară cât și din România, din piață. Și aș vrea să mai menționez ceva. Această conferință internațională este făcută și organizată împreună cu Camera, de fapt cu Comisia Economică din Camera Deputaților. Excelent. Ce am reținut eu este un lucru, România au senzația că anumite întâmplări se întâmplă doar la noi. Anumite lucruri se întâmplă doar la noi. De reținut că și în țările civilizate, cum le spunem noi, sau în țările mai dezvoltate decât noi, cum îmi place mie să spun, au loc falimente ale companiilor de asigurări și nu numai a companiilor de asigurări. Deci falimentul este un fapt cunoscut peste tot în lume. Ideea este cum îl tratezi și România s-a aliniat standardelor internaționale, are un fond de garantare care este alimentat de către asigurătorii existenți și administrat de către FGA.
Cine participă la evenimentul din 11 octombrie? Care, sau mai curând, care vor fi temele de discutat? Vom avea trei mari teme de discutat, și anume perspectivele de viitor ale schemelor de garantare în contextul global și armonizarea cadrului legislativ despre care vorbeam mai înainte. Uh-huh. De asemenea, a doua temă va fi schemele de garantare în domeniul asigurărilor în contextul riscului de contagiune. Și a treia temă este promovarea educației financiare pentru consumatorii produselor de asigurare, uh-huh, tocmai pentru a avea cunoștințele necesare și atunci când ne alegem asigurătorul, nu doar produsul, să știm la ce aspecte să ne uităm cu mare atenție. Pentru că și atunci când există fond de garantare, nu este o situație plăcută să faci toate demersurile de recuperare unor bani care, de fapt, ar fi trebuit să ajungă la tine prin intermediul companiilor de asigurare, care pentru asta există, ca să plătească daune, să colecteze prime și să plătească daune. Pentru că ziceați de armonizarea sistemelor din întreaga Europa. În câte țări din Europa există fonduri de garantare a asiguraților și dacă suma limită de 450.000 de lei, 100.000 de euro, ca să zicem așa, în medie în Europa, există și la ei limita aceasta? La prima parte a întrebării, da, sunt în Europa în acest moment 20 de țări în care există scheme de garantare pentru domeniul asigurărilor. Sunt foarte diferite atât ca și surse de finanțare. Sunt diferite inclusiv ca și statut juridic. Unele sunt de drept public, unele sunt private. În unele cazuri există limite de sume pentru plata despăgubirii, în alte cazuri nu. În unele țări s-a optat să existe o sumă care nu are limită, dar în același timp este pusă indirect un maxim de plată din suma cuvenită. Deci, cu alte cuvinte, nu există o limită per creditor de asigurare, ci cam 80-90% se plătește din suma cu care i s-ar conveni creditorului de asigurare, pentru că acolo, de exemplu, au fost discuții și s-a considerat că și hazardul moral are o influență în decizia ta când îți alegi un asigurător, și mai ales vorbim de asigurările obligatorii, unde nu doar criteriul prețului cel mai mic ar trebui să fie predominant. Ăsta este chiar un exemplu pentru necesitatea acestei armonizări, pentru că sunt atât de diferite și modul în care sunt constituite și modul în care sunt finanțate aceste scheme. Unele acoperă doar falimentele sau despăgubirile urmare a falimentelor persoanelor juridice din statul respectiv, nu sunt incluse și filialele, în alte cazuri se acoperă și filialele, deci sunt foarte multe situații și s-a ajuns la concluzia că în felul acesta, de fapt, creditorii de asigurare au tratament diferit, chiar dacă ei sunt, de fapt, clienții acelui așa asigurător. Dar dacă acel asigurător a desfășurat activitate nu doar în cadrul societății, țării din societății mamă, ca să spunem așa, și a avut și activități peste hotare, deci și cross-border, sunt situații în care, de fapt, acei asigurați sunt tratați diferit față de cei care sunt au sediu, au domiciliu în țara mamă a societății, a companiei de asigurări. Și de aici, desigur că a apărut această necesitate de a încerca o minimă armonizare a cadrului. Și al doilea punct, desigur, este în acest caz, probabil, toate țările din Uniunea Europeană ar trebui să constituie un fond de garantare în domeniul asigurărilor pentru a trata toți asigurații cât mai egal. Deci, în acest moment, nu toate țările europene au un astfel de fond, iar cele care au
au limite și reguli diferite, care vor fi armonizate prin acțiunile viitoare, cum este și acest congres în care, de la București, din 11 octombrie, în care se vor discuta aceste lucruri. Revenind la elementele concrete ale activității dumneavoastră. Dintre dosarele care au fost instrumentate până acum de către fond, adică daunele care au fost preluate de către fond de la o companie sau altă de asigurări, câte au atins această valoare maximă? Sau câte au fost sub valoarea maximă? Câte au depășit 450.000 de lei? Câte au fost sub 450.000 de lei? O să menționez total număr de cereri în cazul acesta pentru a putea să vedem proporția. Noi în total avem până la sfârșitul lunii august înregistrate 99.760 de cereri de plată. În comisia specială, așa cum am menționat, în total deja au fost aprobate, dar vreau să specific că aprobate de către comisia specială nu înseamnă neapărat că plata este 100%, așa cum menționează legea, comisia specială le analizează și poate să le aprobe integral, poate să le aprobe parțial sau poate să și respingă, bineînțeles motivând respingerea. Avem trecute prin comisia specială deja peste 87.580 de cereri de plată. Dintre acestea, doar 97 au fost cu sume peste plafonul de 450.000 de lei. Da, deci am din 100.000 de cereri, există 100 de cereri care sunt peste 450.000 de lei, care au trecut prin comisie. Da. Asta înseamnă, cred că, 0,1%. Da. Da, deci un procent foarte mic a depășit, ceea ce arată că legiuitorul a gândit bine când a gândit să ne dorim ca lucrurile să rămână în continuare așa și să nu avem nevoie de activitatea fondului, iar dumneavoastră să aveți liniștea necesară să vă continuați activitatea. Acești 0,1% din creditori, ce au făcut? Au reușit să-și recupereze sumele? S-au dus la masa credală? Aveți informații? Nu deținem aceste informații, pentru că cei care se înscriu direct la masa credală nu mai notifică niciun fel. Nu mai notifică și pe noi. Deci nu au obligație de a comunica cu fondul. Nu, dar în schimb lichidatorul întotdeauna, tocmai pentru a evita, pentru că în mod normal acel păgubit a depus cerere și la noi și s-a înscris și la masa credală. Deci cei care au fost foarte bine informați și la timp au depus cerere în amândouă locurile. Și atunci, dacă noi deja plătim până la partea de până în plafon, întotdeauna lichidatorul, conform legii, sunt și prevederi legale în acest sens, noi trebuie să facem schimb de informații pentru a nu fi în situația de a plăti până la plafon și lichidatorul, pentru că foarte mulți creditori au fost tentați să depună cererea pe suma integrală atât la noi, cât și la masa credală, deci n-au depus doar pe diferență. Unii au depus doar pe diferență, dar unii au depus și pe suma integrală, neștiind în acel moment cine dintre fie lichidatorul, fie fondul de garantare vor putea să înceapă plățile mai repede. Noi am început plățile, fondul de garantare au început plățile înaintea distribuirii pe care o face lichidatorul. Rețin că în orice situație cumpărătorul, consumatorul român de asigurări este protejat. Asigurătorii plătesc o cotă parte din primele pe care le încasează pentru a alimenta acest fond. Fondul asigură pe orice asigurat că orice despăgubire până în 450.000 de lei în baza actelor pe care le avansează va fi plătită. Pentru daunele care depășesc această valoare, e bine să te înscrii la masa credală. Zic, e bine, e așa o formulă de exprimare. E obligatoriu să te înscrii la masa credală. Că fondul își desfășoară activitatea de niște ani buni și deja ați acumulat foarte multă experiență. Și revenind la experiența asta, care au fost cele mai grele momente din activitatea fondului? Acum deja aveți niște ani în spate. Care au fost cele mai grele momente și cum le-ați depășit?
știu dacă pot să le numesc chiar cele mai grele momente, dar cu siguranță au fost o provocare. Probabil că momentul în care fondul s-a constituit ca persoană juridică de drept public, care cumva a coincis cu intrarea în insolvență a societății Astra și desigur că noi atunci propriu-zis a trebuit să încercăm și să ne reorganizăm intern ca entitate nouă, dar în același timp aveam și termene foarte fixe, stabilite de lege pentru preluarea documentelor de la asigurătorul în insolvență. Aveam de asemenea noi atribuții care înainte nu le avea fondul de garantare și mă refer aici la constatările de daună, la deschiderea de dosare noi de daună pentru evenimente întâmplate după intrarea în insolvență. Deci, cu alte cuvinte, a trebuit în același timp să și angajăm, să ne mărim echipa, să aprobăm o nouă organigramă, dar eu acum, retrospectiv, uitându-mă, împreună cu colegii care erau deja angajați în acel moment și au fost transferați la noua entitate, împreună cu autoritatea de supraveghere financiară, am reușit să trecem cu bine acel prim hop, l-am numit noi. După care, la nu foarte scurt timp, la începutul anului 2016, odată cu aprobarea legii 246 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, fondul de garantare a primit noi atribuții și un nou mandat de a fi administrator temporar la Carpatica. De asemenea, ceva ce nu se mai întâmplase până la acel moment, să preiei și să conduci societatea. Eu zic la fel, că ne-am mobilizat din mers, am constituit și acolo o echipă foarte bună de profesioniști și în felul acesta am depășit și acest hop, această provocare, după care lucrurile deja au intrat într-o normalitate pentru că am învățat cu toții exact ce avem de făcut. Comunicarea cu toți partenerii, și aici mă refer atât la lichidatorii care au fost numiți pentru cele patru societăți aflate în faliment, cât și cu creditorii de asigurare, a devenit mult mai ușoară, flexibilă, pentru că am modificat site-ul, am mărit și call center-ul, deci am luat acele măsuri pe care noi le-am crezut de cuvință, astfel încât să ușurăm cât mai mult comunicarea dintre noi și creditorii de asigurare. Să rețin că cel mai greu a fost începutul și că mobilizarea pe care ați făcut-o v-a dus acum să aveți experiența și liniștea necesară să puteți să garantați oricărui asigurat că despăgubirea lui va fi plătită, sigur, în limita sumei de 450.000 de lei pe creditor. Noi ne apropiem de finalul emisiunii și dacă ar fi ca ascultătorii să rețină un singur lucru din tot ce am spus noi, care ar fi acela? Păi, cred că ce am spus la început și aș vrea să reiterez din nou este faptul că fondul de garantare a fost constituit exact cu acest scop, de a proteja creditorii de asigurare în caz de insolvență și de falimentul unui asigurător, și cred că noi am dovedit în această perioadă scursă, din august 2015 până acum, că misiunea încercăm să ne îndeplinim cât mai bine. Știm că pot exista și clienți sau păgubiți nemulțumiți, pentru că aș vrea de asemenea să mai adaug, e adevărat, noi suntem acolo ca să plătim aceste despăgubiri în limita plafonului, dar pentru acele dosare care respectă la rândul lor toate documentele care se află în spatele acelei cereri de plată, sunt conforme și complete. Mulțumesc mult pentru precizări, pentru prezența în emisiune. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc este o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. E susținută de revista prin portalul nasi.ro și e difuzată în fiecare marți de către RFI România. Tema zilei de azi a fost cum sunt protejați consumatorii în cazul falimentului unui asigurător. Am discutat-o cu Carmen Radu, președinte al Fondului de Garantare a Asiguraților, cu Andreea Radu,
colega mea, redactor șef al publicațiilor Exprim. Noi ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Vom discuta despre care sunt pașii și cum îți poți proteja locuința de cutremure, inundații, alunecări de teren. Nu uitați să ai o asigurare, e mai ieftin decât să nu ai niciuna. Rămâneți pe RFI, urmează jurnalul orei 18.